În numele Domnului Iisus Hristos și spre slava Tatălui Ceresc, deschidem serviciul divin prin cântarea 570. Suntem una în iubirea Lui. Părintele nostru, stăm înainte feței tale cu umilință și recunoștință în același timp, dar și conștienți de cine suntem și avem acea teamă că nu ajungem la statura la care tu dorești. De aceea venim înaintea ta și implorăm să privești la noi prin Domnul nostru Iisus Hristos. Te rog să ierți poporul tău, să ne ierți pe noi. Tânjim după o victorie care să-ți aducă slavă, o izbândă ca să te facă pe tine mândru de copiii tăi. Îți mulțumim pentru vremea aceasta frumoasă, neobișnuită. Îți mulțumim pentru locul acesta care îl avem și încă suntem liberi să venim, să ne închinem înaintea ta. Îți mulțumim pentru conducerea bisericii tale de aici, în special cea locală. Binecuvintează în momentul acesta pe fratele pastor al nostru, dă-i spiritul tău ca atunci când va rosti cuvintele, mintea dânsului să fie clară, ca Duhul tău cel sfânt să-și exprime voința prin cuvintele dânsului. Amin. Dar te rog și pentru noi, cei care suntem aici și cei care vor asculta prin intermediul internetului, să ne dai o inimă umilă și care dorește să asculte și să urmeze sfatul tău. Amin. Îți mulțumim și pentru corul nostru și pentru dirijorii noștri, îți mulțumim pentru copiii noștri, pentru bătrânii noștri și vrem să-ți aducem în momentul acesta în rugăciune familia Chiriloae. Amin. Îți mulțumim de anii frumoși care am avut, de experiența care am avut-o cu dânsii, continuă să-i urmărești cu dragostea ta. Amin. Îți mulțumim, știm că vei adăuga la ceea ce noi îți cerem ca popor aici și lucrurile care nu ne luăm timp în momentul acesta să le exprimăm, dar tu știi, fiecare persoană când se pleacă înaintea feței tale, le știi nevoile și vei răspunde așa cum găsești tu cu cale. De aceea spunem cu siguranță, ca să fim în siguranță, voia ta să se facă în toate. Amin. Prin Domnul Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.
A făcut Domnul ca astăzi să plouă frumos. Nu, să plouă frumos. Când ninge, e un fel de ploaie frumoasă. Ninge mai colorat ca altă dată, fulgi mai mari, sau plouă mai colorat ca altă dată, cu fulgi mai mari. Copiii nu se mai satură privind. Și am băgat de seamă că în reflexia, monitoarelor noastre se vede cât de cât ce se întâmplă afară. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că pune frumos în cele mai mici lucruri. Și că ne învață că trebuie să trăim frumos în amănuntele vieții noastre. Și că și atunci când vine frigul și vremea nu e cum ne-am dorit-o, și în vremea asta trebuie să găsim ceva frumos. Ca și în fiecare clipă pe care o trăim. Vă doresc binecuvântare și Dumnezeu să vă umple inimile de bucurie. Am început aseară studiul zilei de azi. Citând puțin din poezia lui Octavian Paller, avem timp. Dați-mi voie ca să o reiau o dată pentru cei care n-au fost. Nu decât spicuind. Avem timp pentru toate. Să dormim. Să alergăm în dreapta și în stânga. Să regretăm că am greșit. Și să greșim din nou, să judecăm pe alții și să ne absolvim pe noi înșine. Avem timp să citim și să scriem, să corectăm ce am scris, să regretăm ce am scris. Avem timp să facem proiecte și să nu le respectăm, avem timp să ne facem iluzii și să răscolim prin cenușa lor. Mai târziu, avem timp pentru ambiții și boli? Să învinovățim destinul și amănuntele? Avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare? Avem timp să ne alungăm întrebările, să amânăm răspunsurile? Avem timp să sfărâmăm un vis și să-l reinventăm? Avem timp să ne facem prieteni? Să-i pierdem. Avem timp să primim lecții și să le uităm după aceea. Avem timp să primim daruri și să nu le înțelegem. Avem timp pentru toate. Nu e timp doar pentru puțină tandrețe. Când să facem și asta, murim. Asta pentru că o lăsăm la urmă. Am învățat unele lucruri în viață pe care vi le împărtășesc și vouă. Și acum e momentul acela care m-a frânt în poezia lui Paller și care spune așa: am învățat că nu poți face pe cineva să te iubească. Tot ce poți face este să fii o persoană iubită. Să devii o persoană iubită. Sau, în cuvintele lui Pavel, să devii o persoană vrednică de iubit. Restul depinde de ceilalți. Dacă te-o iubi sau nu, e treaba lor. Dar treaba mea este să devin o persoană vrednică de iubit. Și evident că gândurile acestea m-au trimis la textul Sfântului Apostol Pavel în Filipeni, capitolul 4 cu 8, care spune: tot ce este adevărat, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit. Tot ce este vrednic de iubit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Eu am luat doar ideea
tot ce este vrednic de iubit, să vă însuflețească, să vă inspire, să vă ajute. Cu alte cuvinte, mi-e gândul la cum pășesc eu printre oameni. Pășesc printre oameni ca să fiu vrednic de iubit sau pășesc printre oameni ca să arăt că nu-mi pasă? Pășesc printre oameni în așa fel încât toți aceia care vor să mă iubească să le fie ușor? Sau pășesc pe lume în așa fel încât să devin un nesuferit? Problema este că Apostolul Pavel întreabă la un moment dat: voi așa l-ați învățat pe Iisus Hristos? Întrebarea mea este: credeți că cunoașterea Domnului Iisus Hristos rezolvă și problema aceasta a creștinilor nesuferiți? Ca mine? Sau ca altcineva? Credeți că rezolvă și problema creștinilor nesuferiți? Astfel încât Dumnezeu să pună chiar în fața lumii creștini care să fie vrednici de iubit, să aibă această noblețe în așa fel încât să merită să fie iubiți. Nu mă interesează să-mi arătați un creștin în jurul dumneavoastră care merită să fie iubit. Nu de asta este vorba. M-ar interesa un lucru și, sincer, este una dintre problemele mele. Tu dorești să te porți în așa fel încât să fii vrednic sau să meriți să fii iubit? Vrei să te porți așa? Vrei să trezești în celălalt o astfel de reacție încât să-i fie chiar ușor să te iubească? În încercarea de a înțelege puțin ce vrea Dumnezeu de la noi atunci când spune vrednic de iubit, aseară am încercat să descoperim ce poate să facă sau care sunt condițiile pentru ca un om să devină vrednic de iubit. Și am vorbit aseară despre exemplul lui sau tânărului care a venit la Domnul Iisus Hristos, tânărul bogat, și despre care Domnul Iisus Hristos a zis că l-a iubit. Vă amintiți? Dorea să-l facă să semene cu el. Dorea să fie o oglindă care se reflecte chipul lui Dumnezeu. De-aia l-a iubit. Apoi, o casă după gustul lui Iisus Hristos. Ce înseamnă o casă după gustul lui? Cum este? Și am ales pentru studiu casa lui Lazar, da? Omul care era iubit de Mântuitorul și unde Mântuitorul aștepta deseori să găsească odihnă. Și am ajuns la concluzia că odihna este cheia unei case frumoase. Adică acolo unde Mântuitorul își găsea liniștea sa. Cheia unei astfel de problemei noastre este că Duhul Sfânt vine în viața noastră și găsește o viață, găsește un caracter atât de zbuciumat încât Duhul Sfânt are mult de îndreptat, mult de luptat, mult de refăcut în viața noastră. Și astfel că Duhul Sfânt începe o luptă cu noi. Mântuitorul se ducea deseori în anumite case și nu-și găsea odihna, ci își găsea un câmp de luptă. Mântuitorul spune: mai am multe lucruri de osândit în voi, spune Mântuitorul. Și asta era rostul pentru care el se ducea în multe locuri, se ducea acolo și osândea. În casa lui Lazar însă, venea acolo și își găsea odihna.
Maria stătea întotdeauna la picioarele lui. Lazar era acolo. Nimeni nu se întâmpla să nu înțeleagă vorbele. Nimeni nu lua notițe pentru că să-i pună cuvintele altfel decât au căzut. Era înțeles. Odihna aceasta face, la un moment dat, o casă să fie binecuvântată. Cuvântul lui Dumnezeu să cadă ca ploaia. Cuvântul lui Dumnezeu să cadă frumos. În timp ce Duhul Sfânt este acolo prezent. Cheia unei case frumoase, după gustul lui Iisus. În continuare aș vrea să trecem la o altă provocare, și anume Biserica vrednică de iubit. Biserica vrednică de iubit. Am căutat în cartea Hristos Lumina Lumii, acea carte, comentariu al vieții Domnului Iisus Hristos, și am ajuns cumva la concluzia că există un oraș, un sat, pe care Mântuitorul și l-a ales ca fiind casa lui sau cetatea sa. Și cetatea aceasta era Capernaum. Mântuitorul a ales această cetate ca un fel de refugiu al său, ca un fel de biserica sa. Oamenii care erau acolo erau mai aproape de Domnul Iisus Hristos decât alții din alte biserici. Îl înțelegeau mai bine. Refugiul Domnului Iisus Hristos între ei era mai cu rost. Astfel încât cetatea aceasta, cu bunăvoința și cu voia dumneavoastră, am considerat-o ca fiind un soi de biserică, un refugiu cu oameni în care Mântuitorul se simțea bine, biserica lui. Am încercat să găsesc ce anume, care sunt elementele definitorii care l-au făcut pe Domnul Iisus Hristos să se lege de locul acela. Și iată ce am descoperit. În Capernaum, Domnul Iisus Hristos face una dintre primele sale minuni. Vă aduceți aminte? Dragii mei, sunt mai multe, sigur că da. Nu chiar în Capernaum, lângă Capernaum, destul de aproape, pentru că în Ioan 4, 46 și 47 găsim așa. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu este bolnav. Cele două nu erau departe una de cealaltă, astfel încât în zona respectivă Mântuitorul putea lucra cu succes. Și începe lucrarea cu nunta de la Cana. Prefacerea apei în vin, salvarea onoarei a doi tineri care se pregăteau să-și înceapă viața. Apoi, în Ioan capitolul 4, mi se vorbește de o altă întâmplare, când Domnul Iisus Hristos se duce și vindecă copilul sau fiul de neam împărătesc, fiul slujbașului de neam împărătesc. Vă amintiți? A venit slujbașul în Galileea, s-a dus la el, l-a rugat să vină să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, nu credeți sub nicio formă, și îi reproșează lucrul acesta. Slujbașul împărătesc trece printr-un soi de autoevaluare și aproape că se îngrozește, se sperie și spune, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Și condiționează salvarea vieții copilului său de credința sa. Mântuitorul îi spune, du-te, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui, i-au dus vestea că fiul lui trăiește. El le spune, știu, numai spuneți-mi la ce oră. Ei au spus, ieri, în ceasul al 7-lea, l-au lăsat frigurile.
Tatăl a cunoscut că tocmai cu ceasul acesta îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. De ce e important lucrul acesta, fraților? Pentru că Mântuitorul face aici un exercițiu al minunii deosebit de toate celelalte lucruri. Adică el spune un cuvânt și se tămăduiește copilul la distanță. Sunt și situații când Mântuitorul se atinge de bolnav și se vindecă, își pune mâinile pe bolnav, se roagă și se vindecă. Și în foarte multe situații creștinii au fost puși în situația să creadă că elementul numărul unu e atingerea. Deci, elementul necesar pentru vindecare e atingerea sau este punerea mâinilor. De data aceasta, nu este niciunul dintre acestea. Nu este nici atingere, nici punerea mâinilor, este doar o vorbă. Și ajung ei la concluzia că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și asta este una dintre primele lecții pe care ei le învață. Și mă refer la oamenii aceia, cum să spun, umili, modești, care învață cuvântul omului acestuia are putere. În Luca 4, cu 32, ei mărturisesc, el vorbea cu putere, nu așa cum vorbeau cine ceilalți? Poftiți? Bun, dacă nu mi-ați răspuns, haideți să găsim împreună. Luca 4. Ei erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere, iar în altă parte vine și spune nu ca farisei și cărturarii lor. Se completează această idee. Erau uimiți de învățătura lui, vă rog să observați, textul acesta este subtitlul vindecarea unui îndrăcit în Capernaum. Toate lucrurile astea se întâmplă în Capernaum. Ideea că Mântuitorul vorbește cu putere se concretizează din ce în ce mai mult în locul acesta. Pentru mine e un semn de întrebare. Nu iudeii la Ierusalim au făcut descoperirea asta. Au făcut-o în Capernaum, Galileea neamurilor. Îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Matei 7, cu 29. Și aici, Cartea Hristos, Lumina Lumii, face următoarea completare. Învățătura cărturarilor și a bătrânilor era rece, formalistă, ca o lecție învățată pe din afară. Ce înțelegeți dumneavoastră prin asta? Rece, formalistă, ca și când cineva ar recita o lecție învățată pe din afară. Poezia care trebuia să spună. Las cu dumneavoastră această problemă. Pentru că pe mine mă interesează în final să știu cum arată biserica vrednică de iubit. Și în biserica vrednică de iubit, primul lucru cu care mă întâlnesc este în biserica aceasta, Iisus Hristos vorbește cum? Ziceți, vorbește? Cu putere. Cu putere. Dacă Iisus Hristos vorbește cu putere, aceea este biserica în care El se simte bine. Biserica pe care El o iubește. Dacă Scriptura este citită asemenea unui ziar, asemenea unei reviste, asemenea unei cărți, eu știu, de biografie sau altfel, cuvântul este omorât și nu face față. Ca urmare, nimic nu se întâmplă prin cuvânt. Ca urmare, biserica respectivă nu are cuvânt. Pentru cei ce nu înțeleg de ce, spre exemplu, noi nu avem pe pereți chipuri de
de sfinți. Nu avem pe pereți pictură. Este pentru simplu fapt că prin cuvântul lui Dumnezeu am descoperit că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, atât de puternic încât sfințenia sau ideea de sacru nu este pe pereți, ci ideea de sacru unde este? În cuvânt. Rețineți, ideea de sacru este în cuvânt. Luther spunea la un moment dat, predicarea cuvântului lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Adică cum este cuvântul lui Dumnezeu? Pentru ei cuvântul lui Dumnezeu nu avea putere de viață. Ideile, tradițiile lor erau puse în locul învățăturilor lui. În slujba obișnuită făcută după rânduielile lor, pretindeau că explicau legea, dar nici inimile lor, nici ale ascultătorilor nu erau mișcate de o inspirație de la Dumnezeu. Cuvântul acela din Filipeni capitolul 4 cu 8, să vă însuflețească. Să vă inspire. Nu era acea idee de viață, de inspirație, care ar fi trebuit să vină din cuvântul lui Dumnezeu. Începem să înțelegem de fapt ce așteptăm de la cuvântul lui Dumnezeu. De la cuvântul lui Dumnezeu, de la citirea lui, de la explicarea lui, așteptăm apariția unei vieți noi în ființa mea. Trebuie să înceapă să trăiască altceva. Vorbind despre modalitatea în care prezenta Domnul Iisus Hristos, citesc, limba folosită de el era curată, aleasă și limpede ca apa unui pârâu. Glasul lui era o melodie pentru cei care ascultaseră rostirile monotone ale rabinilor. Am subliniat lucrurile acestea pentru că din ce în ce mai mult, dacă vă uitați în zilele noastre, cei ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu nu-l prezintă în această manieră aleasă. Limbă curată, aleasă, astfel încât tot cuvântul lui Dumnezeu spune că din prisosul inimii vorbește gura. Și dacă nu e aleasă, dacă nu e curată, dacă e altfel, vorbește despre o inimă care nu e a lui. Rabinii vorbeau cu îndoială și ezitare, ca și cum scripturile puteau fi interpretate ca să însemne odată un lucru și altădată exact invers. Da? Nu știu dacă v-ați luat timp să vă gândiți la lucrul ăsta. V-ați luat timp? Ce erau rabinii? Oameni cu cotiere, fraților, toată ziua stăteau în bibliotecă, li se tociseră coatele de stat acolo. Oameni cu ochelari, nici nu mai vedeau bine de atâta citit. Da? De ce ajunsese la concluzia că scripturile puteau fi interpretate odată într-un fel și altădată în alt fel? De ce ajunseseră la ideea asta? Atât de mult mă lovesc de lucrul ăsta astăzi încât a trebuit să mă opresc aici. Eu nu l-am citit pentru ei, treaba lor ce au făcut atunci. Dar când astăzi eu mă lovesc de aceeași, exact de aceeași situație, mi-e puțin groază. Dacă este cuvântul oamenilor, atunci cuvântul oamenilor trebuie să fie interpretat. Dacă este cuvântul lui Dumnezeu, atunci spuneți-mi, trebuie să fie interpretat sau nu? Și mi se spune, mai mult decât cuvântul oamenilor. Păi de ce să fie mai mult decât cuvântul oamenilor? Păi simplu,
omul vorbește pe limba ta, că e la aceeași dimensiune cu tine, dar Dumnezeu este mare, sigur că da, Dumnezeu este infinit. Și atunci cuvintele care ți le dă El ție sunt doar o parte din măreția Lui. Așa că rămâne o parte din înțelesurile, din semantica cuvintelor care nu este înțeleasă și trebuie la un moment dat să fie descoperită. Și uite așa, erau școli rabinice care unii interpretau într-un fel o școală rabinică, alții interpretau altfel altă școală rabinică, alții altfel. Cum vi se pare? S-a ajuns la asemenea despărțiri ideologice în poporul lui Dumnezeu, încât unii nu mai credeau nici în înviere. Știți că saducheii nu credeau în înviere. Cum de ajunseseră să nu mai credă în înviere? Și dacă nu credeau în înviere, în ce mai credeau? În ce mai credeau? Și ăștia care nu credeau în înviere făceau parte din același senat, din același sinediu cu cei care credeau în înviere. Ăia care credeau se numeau farisei, cei care nu credeau se numeau saduchei. Cum puteau să stea împreună? Cum puteau să stea împreună? Și vă aduceți aminte că la un moment dat Pavel este adus la Sinedriu și când îi vede pe toți acolo că doreau să îl condamne și știind lupta de partide dintre ei, atâta le spune: fraților, eu sunt dat în mâinile voastre datorită credinței mele în învierea morților. Și când i-a pus pe subiectul ăsta pe care nu se înțelegeau, a început mare zarvă între ei și a uitat de el și l-a plecat liniștit. Ce fel de popor are Dumnezeu dacă lucrurile stau în felul acesta? Vi se pare normală această situație? Vi se pare normală? Ei așteptau venirea lui Mesia. Cum așteptau ei venirea lui Mesia în halul ăsta? Împărțiți așa. Simplu. Pentru că ei credeau că în fața unei cauze mai înalte vor lăsa la o parte diferendele de gândire. Și o cauză mai înaltă îi va uni. Atât de puternic era gândul acesta încât Caiafa la un moment dat spune în judecata Domnului Iisus Hristos, mergând pe același principiu, merge și spune: mai bine să moară un singur om decât să moară tot norodul. Logica aceasta, etica aceasta era extraordinar de mult folosită în timpul acela. Și așteptau pe Mesia ca fiind acela care atunci când va veni, nu se poate, o să ne lămurească pe toți și o să-l urmăm toți pe Mesia. Și așa l-așteptau împărțiți. Mă opresc aici și vreau să vă întreb, credeți că noi putem aștepta venirea lui Iisus Hristos ca și creștini în momentul în care, din punct de vedere al cunoașterii lui Iisus Hristos și al cunoașterii biblice, suntem împărțiți în tot felul de idei și ideologii? Credeți că e posibil? Vin înaintea dumneavoastră cu această întrebare pentru că mi se pare necesar să răspundem la ea. Și în momentul în care începem să nu mai gândim în același fel, ar trebui să nu ne imaginăm că această gândire diversă care noi zicem că e binevenită între noi,
Să nu ne imaginăm că lucrurile vor rămâne așa până la capăt și că noi vom putea să mergem împreună chiar dacă, din punct de vedere al gândirii și al învățăturii, noi suntem diferiți. Vă aduceți aminte de cuvântul lui Iisus Hristos care spune: Tată, aș vrea ca să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Minunea pe care încearcă să o realizeze Iisus Hristos pe lumea aceasta este această minune supranaturală a Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie să mă convingă pe mine. Nu eu trebuie să schimb cuvântul. Eu n-am ce interpreta la cuvânt dacă cuvântul e cuvântul lui Dumnezeu. Auziți, 1 Tesaloniceni 2 cu 13. Aș vrea să citiți împreună cu mine textul ăsta. Deci 1 Tesaloniceni 2 cu 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la cine? De la noi, adică a venit Pavel, om în carne și oase, și a prezentat cuvântul lui Dumnezeu și îl prezenta un om. L-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor. 2 cu 13. L-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Cuvântul oamenilor poate să fie interpretat. În filozofie, orice logică are o contralogică. În dialogul dintre noi, uneori eu nu înțeleg bine și nu aud bine. În dialogul între noi s-ar putea întâmpla ca eu să nu fi exprimat exact ceea ce am gândit. Apar multe, multe dizonanțe și incongruențe la nivelul acesta al dialogului. La nivelul dialogului lui Dumnezeu nu apar aceste lucruri. Nu apar. Citesc mai departe. Deci, după ce spune, rabinii vorbeau cu îndoială și ezitare, ca și cum scripturile ar putea fi interpretate să însemne odată un lucru și pe urmă invers, după aceea zice, ascultătorii ajungeau în fiecare zi într-o și mai mare nesiguranță. Nesiguranță față de ce? Față de cuvânt. Ce mai vrea Scriptura? Cum mai zice Scriptura? Stau eu bine înaintea lui Dumnezeu? Nu stau bine înaintea lui Dumnezeu? Cine stă bine înaintea lui Dumnezeu? Saducheul sau fariseul? Sau cărturarul? Sau Gamaliel? Școala de interpretare X sau școala de interpretare Y? Care are dreptate? Dar Iisus prezenta Scripturile ca pe o autoritate ce nu mai putea fi pusă la îndoială. Oricare ar fi fost subiectul, el îl prezenta cu putere astfel încât cuvintele lui să nu fie puse la îndoială. Continui, el vorbea ca unul care cunoștea bine cerul, conștient de legătura sa cu Dumnezeu și în același timp recunoscând faptul că este unit cu fiecare membru al familiei omenești. Fraților, ceea ce se întâmplă în biserică prin cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie această realitate a cerului care coboară înaintea intelectului și a ființei unui om muritor vorbindu-i de lucrurile cerești. Cel ce vorbește de aici ar trebui să fie acela care cunoaște bine cerul și care vorbește ca și cum el ar fi într-o siguranță totală în legătură cu mesajul lui Dumnezeu. O sumedenie întreagă de întrebări. Spre exemplu, când Ioan este luat în viziune și aude în Apocalips, ce vezi, Ioan? Și Ioan deschide ochii și spune, Doamne, văd, și spune ce vede. Zaharia spune un coș cu poame coapte.
Ioan spune, am văzut în spatele meu semăna cu fiul omului și așa mai departe. El descrie tot. Cum se numește asta? Numim asta revelație și e pe vertical, este ceea ce omul vede. Vreau să vă întreb, aveți siguranța că ceea ce primește profetul este 100% corect? Sau poate că n-a înțeles bine? Răspundeți-mi. Când Ioan spune, am văzut asta, asta și asta, a văzut corect sau n-a înțeles bine? Pentru că foarte mulți spun, nu, n-a văzut bine. El este limitat, a văzut doar o părere, asta a fost ideea lui. Dragii mei, de fiecare dată când Dumnezeu vrea să arate ceva unui profet, Dumnezeu hotărăște foarte clar ce vrea să-i arate. Problema e a lui Dumnezeu, nu e a profetului. Dumnezeu știe că profetul nu poate să înțeleagă tot cerul. E clar. De asta ia tot cerul și îl comprimă. Atât de mult, încât la un moment dat oferă profetului o imagine pe care el o poate înțelege și care este rezultatul comprimării. Iar aici, responsabil, repet, este Dumnezeu, nu este omul. Când Dumnezeu hotărăște și spune din toate posibilitățile universale de a exprima porunca să nu minți. Ar fi putut să spună în fel de chip, în fel și chip, porunca să nu minți. Dar el a hotărât să spună să nu minți. Să nu faci o mărturisire mincinoasă. Cine a hotărât treaba asta? Dumnezeu. El a produs comprimarea aceasta. Și forma comprimată, în forma lui finală, i-a fost dată lui Moise. Iar Moise n-a trebuit să mai facă nicio interpretare, nicio preluare a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că cuvântul îi fusese dat. Vreau să vă întreb, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl primim în Sfânta Scriptură, îl înțelegem ca cuvântul dat al lui Dumnezeu? Cuvântul prelucrat al lui Dumnezeu, care nu mai are nevoie de altă prelucrare sau are nevoie de prelucrările noastre? Este cuvântul care ajunge la noi. Îi în forma lui finală, prelucrat de Dumnezeu, nu ca cuvântul oamenilor, ci ca cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce profetul l-a primit, după aceea zice că încearcă să-l trimită mai departe. Acolo ar putea să apară vreo greșeală. Adică el a primit mesajul din partea lui Dumnezeu, am văzut așa, dar când scrie profetul, n-ar putea să greșească, că e și el om. Vă vedeți? Ar putea să greșească sau nu? Ar putea să greșească sau nu? Revelația sau coborârea mesajului este sub Duhul Sfânt, sub influența Duhului Sfânt. Dar transmiterea mesajului este tot sub influența Duhului Sfânt. Astfel încât Mântuitorul spune o iotă sau o frântură de slovă nu poate să treacă. Pentru că totul este sub inspirația, revelația și sub autenticitatea Duhului Sfânt. Îmi place lucrul acesta, îmi place mult, pentru că vreau să vă spun că bătălia care se apropie cu putere de Biserica lui Iisus Hristos în zilele din urmă este bătălia care se duce în jurul ideii afirmate din ce în ce mai mult, cum că astăzi noi nu mai putem gândi toți în același fel, că astăzi trebuie să acceptăm pluralismul. Și mi se spune lucrul acesta chiar și despre Biserica Adventistă. Ceea ce Biserica Adventistă a pretins până acum nu mai poate să fie o realitate la momentul acesta. Până acum am mers toți împreună, de acum încolo trebuie să acceptăm, repet, pluralismul. Tu gândești într-un fel, eu gândesc în altfel, celălalt gândește în altfel. Astfel încât imaginea sinedriului ebraic se reface între noi. Unii saduchei, alții farisei, alții într-un fel sau altul.
Dacă nu vom reveni la cuvântul lui Dumnezeu astfel încât să-i dăm toată puterea de care are nevoie, vom pierde enorm. Dați-mi voie să trec la un alt exemplu. Tot aici la Capernaum s-a întâmplat în Marcu 1:24 că oamenii au venit, a plecat din tot orașul, s-au îngrămădit în sinagogă și când s-a îngrămădit în sinagogă, evident a venit și cine? Un demonizat. N-a putut să stea acasă. Ce cauți la sinagogă, demonizatule? Omul demonizat e un posedat. Ce cauți la sinagogă? Spuneți-mi, ce caută? Poftiți? Să tulbure? Frații mei, îmi place tare mult treaba asta. O rază de lumină a străbătut întunericul minții lui și a venit la sinagogă ca fiind singurul loc unde putea să fie eliberat. Să dea Dumnezeu ca biserica asta să fie singurul loc unde oamenii să vadă că pot să fie eliberați prin cuvântul lui Dumnezeu. O rază de lumină să ajungă în mintea lor, o rază de lumină clară, nu difuză, nu altfel. Vorbind despre ce s-a întâmplat cu demonizatul acesta, mi se spune, fusese fascinat de plăcerile păcatului. Voise să facă din viața lui un carnaval. El nu visase că va ajunge o teroare pentru lume, o rușine pentru familia sa. Socotise că putea să-și petreacă timpul în nebunii nevinovate. Cum vi se pare termenul ăsta, nebunii nevinovate? Nu vi se pare că e paradoxal? Adică cum să fie nebunie nevinovată? Nebunia, prin definiție, este împotriva naturii lucrurilor și este vinovată. Remușcările au venit prea târziu. Când ar fi fost dispus să sacrifice bogăția și plăcerile pentru a-și recâștiga sănătatea, devenise o victimă fără putere în ghearele celui rău. Și iată o altă confruntare. Biserica asta lui Iisus Hristos din Capernaum este teatrul de luptă cu cele mai diverse ipostaze pe care le găsim noi în care Dumnezeu își manifestă puterea Lui. Interesantă aplicația. Aici spune, același duh rău îi stăpânea și pe iudeii necredincioși. Același duh rău ca și demonizatul? Nu știu dacă vreodată am făcut această asociere. Nu știu dacă vreodată am putut spune că necredința își poate să aibă aceeași origine demonică ca și spiritism. Așa va fi lupta cea mare de la sfârșit între neprihănire și păcat. În timp ce viața, lumina și puterea nouă coboară de sus asupra ucenicilor lui Hristos, o viață nouă izvorăște de jos, dând putere agenților celui rău. Suntem pe front, frații mei. Suntem pe front. În cadrul unei biserici iubite de Hristos, frontul se manifestă în așa fel încât Iisus Hristos obține biruință la fiecare pas. Să ne ferească Dumnezeu de o biserică ce nu are biruințe. Să ne ferească Dumnezeu de o biserică lamentabilă în care lucrurile rămân așa cum sunt. În zilele lui Hristos, conducătorii și învățătorii lui Israel nu aveau putere să se împotrivească lucrărilor lui Satan. Acest spiritism supranatural, paranormal și așa mai departe, ceea ce vine și ceea ce năvălește peste generația mea și generația care vine după mine, despre asta este vorba aici. Oamenii de știință nu vor reuși să discute și să rezolve problema aceasta a invaziei demonice asupra lumii noastre. Paranormalul, suprasenzorialul, psihozele noastre de tot felul, ne pun într-o situație în care ființa umană este atacată din foarte multe părți. Ei, adică conducătorii lui Israel,
neglijau toate sau tocmai acele mijloace prin care ar fi putut să țină piept duhurilor rele. Hristos nu l-a biruit pe cel rău decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Duhul a fost scos afară pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Duhul n-a fost scos afară pe baza unui eseu filozofic. N-au venit și i-au citit cel mai recent tratat de știință de orice fel sau de filozofie de orice fel și demonul a ieșit afară. Nu. Scoaterea demonului în sinagoga de la Capernaum a trebuit să aibă loc printr-o putere. Și repet și mă întorc la ceea ce am spus anterior. Cei din Capernaum erau singurii care reușeau să observe puterea cuvântului lui Dumnezeu. Ei observaseră că vorbea cu putere, nu ca cărturarii și farisei. Ei observă aici că cuvântul lui Dumnezeu dă afară demoni, nu este doar un eseu frumos. Apostolul Pavel se ridică împotriva acestei realități și spune așa: eu n-am venit la voi cu vorbiri meșteșugit alcătuite. Unde este vorbărețul? Unde este palavragiul veacului acestuia? Apostolul Pavel pune Biserica lui Iisus Hristos la răscruce între două realități. Ori cuvântul acesta are putere și produce minuni în viața noastră, ori dacă nu, tot ceea ce facem noi este un soi de palavras. Cu alte cuvinte, vorbe spuse degeaba. Prin interpretarea pe care o dădeau ei, făceau ca cuvântul lui Dumnezeu să exprime idei pe care Dumnezeu niciodată nu le dăduse. Interpretările lor obscure făceau să apară într-o formă neclară lucrările pe care el le făcuse ușor de înțeles. Din cauza aceasta, necredința se răspândea, cuvântul lui Dumnezeu era jefuit de puterea lui și duhurile rele lucrau după bunul lor plac. Ar mai fi și altele de spus, dar mă opresc aici. Trebuie să înțelegem că atacul împotriva cuvântului lui Dumnezeu are o formă mult mai directă decât doar că, știi, m-am plictisit eu și nu mai citesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu e vorba doar de asta. Nu e vorba că generația care vine după mine este generația imaginii și că imaginea a suprimat cuvântul și că nimeni nu mai citește. Nu e vorba numai de asta. Nu e vorba de generație iliterată. Nu este vorba de lipsa puterii informației. Este vorba de faptul că Satan dorește ca cuvântul lui Dumnezeu, care are putere, să nu poată să fie declanșat în generația care urmează pentru terminarea istoriei acestei lumi. Istoria se repetă. Având Biblia deschisă în fața lor, susținând că onorează învățăturile ei, mulți conducători religioși din timpurile noastre nimicesc credința în cuvântul lui Dumnezeu. Ei se ocupă de disecarea cuvântului, pun părerile lor mai presus de declarațiile lui lămurite. În mâinile lor, cuvântul lui Dumnezeu își pierde puterea regeneratoare. Din cauza aceasta, necredința se dezlănțuie și nelegiuirea înflorește. Un pas mai departe. Aceia care se îndepărtează de învățăturile lămurite ale Scripturii și de puterea convingătoare a Duhului lui Dumnezeu îi invită pe demon să-i stăpânească. Examinarea critică și speculativă a Scripturii a deschis calea pentru spiritism și teozofie. S-ar putea întâmpla ca cuvintele acestea să fie înțelese de puțini. Dar vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru foarte serios. Și anume, examinarea critică și speculativă, ceea ce înseamnă înalta critică filozofică, aplicată la cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit câte ceva de Biblia lui Thomas Jefferson? Biblia lui Thomas Jefferson? Noul Testament redus la 80 de pagini. 84 mai exact. Nici o minune, nici un lucru supranatural, cuvântul fiind doar un cuvânt etic de comportament. Iisus Hristos, un mare educator și atât. Puterea cuvântului
coborârea lui Dumnezeu la nivelul nostru, anulată definitiv. Și aici mi se spune același lucru. Mi se spune că aceia care îndepărtează învățăturile Scripturii și dau puterea Duhului lui Dumnezeu la o parte, ajung să deschidă calea pentru spiritism și teozofie. Istoria lumii noastre se va termina cu puterea lui Dumnezeu sau puterea lui Satan. Între acestea două suntem chemați ca noi să alegem între cuvântul lui Dumnezeu ca fiind puterea lui Dumnezeu sau între cuvântul oamenilor ca fiind cuvântul și vestea bună a oamenilor. În dimineața asta, apelul pe care aș dori să-l fac inimii dumneavoastră este să luați încă o dată capitolul din Hristos Lumina Lumii, capitolul intitulat La Capernaum, și să-l lecturați în întregime. Vom reveni asupra acestui gând, dar citiți-l. Și apoi haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să facem din cuvântul acesta elementul viu care să producă nașterea și existența unei biserici a cuvântului lui Dumnezeu care să stea în picioare în vremurile care vor urma. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și pentru că am vorbit despre faptul că cuvântul acesta ne poate conduce pe noi la unitate, aș vrea să mai cântăm o dată același lucru, și anume cântarea Ce bine e când frații, numărul 567.
Tatăl nostru, venim înaintea Ta să Te rugăm să ne convingi că în zilele acestea ar trebui să căutăm ulei de rezervă. Ar trebui să căutăm cuvântul puterii Tale pentru ca să ne luminăm viața. Că în zilele acestea, Părinte, ar trebui să cultivăm o foamete după cuvântul Tău, pentru ca mai devreme decât prea târziu să ajungem la statura plinătății Domnului Iisus Hristos, astfel încât să fim una prin Harul Său. Te rog frumos să binecuvintezi cuvântul rostit în biserica din Loma Linda. Binecuvintează cuvântul rostit de la acest amvon și fă, Doamne, să aibă puterea vie de a schimba vieți și de a tămădui suflete. Dacă am greșit, Te rugăm să ne ierți. Dacă am fost superficial, Te rugăm să ne dai, Doamne, putere de a pătrunde adânc în lucrurile înțelepciunii Tale. Dacă n-am iubit destul jertfa Domnului Iisus Hristos, fă, Doamne, ca dragostea Duhului Sfânt să fie turnată adânc în sufletele noastre. Pentru ca până la urmă toți să gândim în același fel, să alergăm în același fel, să moștenim comoara neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Prin Harul Său îți mulțumim. Amin.